Păi, oamenilor, văzând atâtea chestii care le observ pe Facebook, le observ în viața de zi cu zi, înțelegeți? M-am gândit să nu poezie, un fel de melodie, un fel de baladă să improvizez un fel de baladă despre situația, ca să vă dați seama cum stă treaba. Și atunci, eu vă rog frumos, toți lăutarii, indiferent de care categorie sunteți, începând de la treapta de jos până la cea de sus, că sunteți de muzică populară, că sunteți de muzică etno, că sunteți de manele, că sunteți de holgături. Deci nu numai vouă mă refer, chiar și cântăreților de muzică ușoară, pop, folk, disco și știu alte, să nu care cumva să-mi luați cuvintele, text, frază, că glanda, trilurilu, nu mi-l puteți lua. Înțelegeți? Deja o să scot o melodie, scosă melodia, dar o să vă o redau. O să vă redau melodia. Pot să-mi iau o poziție de, ca să nu ziceți că-s cioban de la strână și înțelegeți cum stă treaba. Uitați aici și începe. Melodia începe așa. Tu, tiner fiind, ai întâlnit o tânără la fel ca tine și din acel moment de când voi v-ați plăcut, ați reușit prin anumite ieșiri la meg, la film, în parc. Vedeți nota muzicală cu asta, nu mi-o pot eu fura nimeni. Să vă faceți mai cunoscuți, bineînțeles după ce v-ați luat și un număr de telefon, o pagină de Facebook, ai început să iubești și ea să te iubească. Și ați început să visați împreună, chiar dacă nu locuiați. Tu o visai pe aia, ea te visa pe tine și totul a fost bine. Până când întotdeauna așa se întâmplă, tu ai prins-o cu minciuna și văzând că ea te-a sicterit, locuind tu la etajul 4, de nervi ți-ai aruncat telefonul jos pe beton și s-a spart telefonul. Ea tot încerca să te sune și să-ți scrie pe Facebook, dar ea știa că nu ai computer, nici laptop, decât pagina de Facebook de pe telefon și așa nu te-a putut contacta. Tu ai fost atât de nervos că ai mers la ea acasă și ea a pornit pe alt drum la tine acasă, dar tu ai întâlnit pe mama ei și pe tata ei și văzând că ce nervos ești, ei au spus ce s-a întâmplat cu tine. Tu le-ai spus lor că fata lor nu e cinstită și te-a înșelat. Și atunci părinții a spus, deja o duc aici ca și George Turda. Nu ca George Turda, cum îl cheam pe ăla? Ce-i tu? Ca și ăla, am uitat cum îl cheam, mustăciosul ăla din care au plecat în Canada.
Și atunci părinții acestei fete, pe care el o iubea nebunește, i-a spus: măi copile, tu ți-ai aruncat telefonul de pământ, dar du-te și cumpără-ți alt telefon sau fă-ți un abonament ca să-ți reai Facebook-ul, să poți să iei legătura cu fica noastră, că noi nu avem telefon în casă și nu putem să o sunăm, și încearcă să o pui să ți se destăinuie ce și cum. Și atunci el a plecat. Atunci el a plecat la o firmă de telefonie, nu spun care e, și și-a luat telefon și a sunat disperat pe numărul ei de celulă. Pe numărul ei de celular. Îți dau cu ochiul de bongâți dacă mă enervez. Și a sunat pe numărul ei de telefon de celular, dar telefonul suna și nu răspundea. Și a spus către părinții ei: vedeți că și acum mă înșală, nu că a plecat la tine acasă foarte nervoasă. Lasă tu lumina, nu mai enerva. Foarte nervoasă. Iar el într-un suflet a alergat printr-un părculeț să iau sca... Uite ce zuzu de asta în gură îți dau. Iar el într-un suflet a alergat printr-un părculeț din parc drept la casa lui, la blocul lui, la etajul 4 unde stătea. Și când a ajuns în fața blocului, a văzut multă lume adunată, salvare și poliție. Ce s-a întâmplat? Cineva de la 4 s-a aruncat. Deci când a urcat în sus, părinții lui le-au spus, a sunat la ușă și a spus că te așteaptă în camera ta. Noi nu știam ce se va întâmpla. Melodia asta. Nu-i gata, cât e versul are? Are un singur vers. Hai lungă. Noi nu știam ce se va întâmpla. Și din acel moment, băiatul înfuriat a prins-o pe maică sa, a legat-o de pat și a aruncat patul jos și, bineînțeles, când a aruncat patul jos, a tras-o și pe maică sa, iar taică-s-o a vrut să prindă pe maică sa și a căzut toți de la etajul 4. Și uite așa, dintr-o simplă întâmplare, poți să-ți bași viața la răcoare, pentru că și pe el l-a băgat, 25 de ani l-a condamnat, cu premeditare. Totul. Deci asta, dacă voi o luați, asta e greu. Asta nu puteți confirma voi niciodată. Botule, să-ți mai facă, tata, o melodie. Ha! Îți mai fac încă una. Asta e... Îți mai fac încă o melodie și gata. Tot așa lungă, nu mai vreau nimic. Alege, ori îți fac melodie, ori îmi dai tromf. Ha? Stinge becul și culcă-te, că pe-i visa frumos. Deci îmi dă tromf, o să stinge becul și culcă-te. Mă dă tromf. Spune-le cât mă iubești. Muhu. Spune-le cât mă iubești. Cum ți-ai luat cowboy, tricou, spune, ce cowboy? Ca pe tot îți dau, că de când vin din Italia, tă cowboy îmi spui. Vezi că apoi îți dau niște din ele cu ciocate de... Cine știi ce-ai prins pe acolo? Zi, mă iubești? Ce tata nețo mondială,
care îl cunoște tot Ardealul, de la Baia Mare până la Rășinar, ție tatare numai pretini admiratori. Și de mă duc de la Turda până în Timișoara, șocolez de acolo, mai, 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 mai. Acotanța, Abăila, Abuculeci, ție tată pe satul mare, Oradea, Moldova, tot, 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 Petrușai. Pe la Videle ajung, cunoaște tata geografie. Muhu. Muhu.